9 noiembrie Unire cu Hristos Ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Roman 13 cu 14 Pentru a împlini lucrarea de mântuire a oamenilor, Dumnezeu folosește instrumente diferite. El le vorbește prin cuvântul său sau prin slujitorii lui, și le trimite prin Duhul Sfânt solide de avertizare, demonstrare și învățătură. Aceste mijloace folosite au scopul de a-i ajuta pe oameni să descopere și datoria și păcatele lor, dar și binecuvântările pe care le-ar putea primi, de a trezi în ei un simțământ al nevoii spirituale pentru ca ei să poată merge la Hristos și să găsească în el harul de care au nevoie. Fiecare individ prin propria sa alegere sau îl îndepărtează pe Hristos de la sine, refuzând să nutrească Spiritul Său și să-i urmeze Exemplul, sau intră într-o legătură personală cu El, prin credință, ascultare și lepădare de Sine. Trebuie să-l alegem pe Hristos, fiecare în dreptul Său, pentru că El ne-a ales înainte de a-l alege noi. Această unire cu Hristos trebuie să se realizeze cu acceptul acelora care, în mod firesc, sunt în vrășmășie cu El. Aceasta este o relație de strictă dependență în care trebuie să intre o inimă mândră. Este o lucrare de strânsă cooperare, și mulți care mărturisesc că sunt urmașii lui Hristos nu o cunosc absolut deloc. Ei acceptă formal pe Mântuitorul, dar nu ca unic conducător al inimilor lor. Pentru a renunța la propria lor voință, poate chiar la ceea ce face obiectul afecțiunii sau scopului lor în viață, este nevoie de un efort înaintea căruia mulți ezită, se poticnesc și se întorc din drum. Cu toate acestea, bătălia aceasta trebuie dată de către toate inimile care sunt realmente convertite. Trebuie să purtăm un război cu ispitele din lăuntrul și din afara noastră. Trebuie să reportăm o victorie asupra euului, răstignind afecțiunile nesănătoase și poftele. Atunci începe unirea sufletului cu Hristos după ce se realizează această unire, ea nu va putea fi păstrată decât printr-un efort continuu, serios și făcut cu scrupulozitate. Hristos își exercită puterea pentru a păstra și păzi această legătură sfântă, iar păcătosul dependent, neajutorat, trebuie să-și facă partea cu o energie nesecată, căci altminter satana, prin puterea sa plină de viclenie și cruzime, îl va despărți de Hristos nașterea, reputația, averea, talentele, virtuțile, pioșenia, filantropia voastră, nu vor da naștere unei legături între sufletul vostru și Hristos. Legătura voastră cu biserica nu va fi de niciun folos dacă nu aveți credință în Hristos. Nu este de ajuns să crezi despre El. Trebuie să crezi în El. Trebuie să depinzi numai de Harul Său Mântuitor.